Am revenit și în această seară îl avem alături de noi pe domnul Sorin Jitereanu, director APIA. Bună seara și bine ați venit, domnule director. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, mă bucur enorm că ați reușit să ajungeți în această seară și că ați acceptat invitația mea de a fi alături de mine în platou și alături de telespectatorii noștri pentru a discuta ceea ce înseamnă activitatea instituției numită APIA. Și o să deschidem discuția cu o întrebare pe care probabil mulți dintre agricultori și-o pun. Faptul că a început sau va începe campania de depunere a cererilor de acord pentru finanțarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru următorul an, bineînțeles. Așa este. În fiecare an, în luna decembrie, începând cu 1 decembrie până la 31, se depun acordurile prealabile pentru cei care utilizează motorină în agricultură. Ne referim aici la societățile comerciale, la persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, cei care au cui. Acest ajutor se acordă tuturor persoanelor care folosesc motorina în agricultură, în sectorul vegetal, în sectorul zootehnic și în sectorul de murățiri funciare. Depun un acord în decembrie, după care la fiecare trimestru, la 3 luni, se depun facturile cu motorina care a fost cheltuită, care a fost consumată, utilizată în lucrările agricole pe care le fac și se acordă o plată de s-a acordat pentru 2022-2023, când este stabilit, o valoare de 1,63 de lei pe litru de motorină utilizată în agricultură. Am înțeles. Și, practic, dacă am putea face oarecum un rezumat al acestui an, bine, e un pic cam devreme pentru că nu e finalizat încă anul, cum au primit agricultorii această, să spunem, oportunitate? Au accesat către această campanie, au venit către dumneavoastră, au cerut ajutorul, au primit ajutorul mai mult decât atât? Așa este, au utilizat toți, vă spuneam, toate persoanele juridice, PFA-urile și IE-urile care desfășoară activitatea în agricultură, au depus cereri. Ei au fost în jur de 700 la nivelul județului nostru, s-au primit despăgubirile sau, impropriu spus, valoarea de 1,63 de litru pe motorină pe primele două semestre ale anului. Există un număr limită de beneficiari? Nu. Numărul lor nu este limitat, este funcție de dacă îndeplinesc condițiile. Activează în sectorul vegetal, e obligatoriu, trebuie să fie înregistrați în registru unic la noi, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, să fie înregistrați în registru agricol pe raza cărora se află terenul sau animalele pe care le dețin și suprafețele pe care le solicită la plată să se găsească în cererea unică pe care o depun anual la APIA. Am înțeles. Și din momentul în care aceștia depun această cerere, care este termenul de așteptare? Termenul de așteptare este de o lună de zile, de la depunerea în primul trimestru. Depun în martie, primesc banii în aprilie. Am înțeles. Depun în următorul trimestru, primesc în luna următoare. Domnule director, credeți că am putea să trecem în revistă cumva calendarul de plăți pentru acest an? Iată, iarăși, o moțiune foarte importantă. După cum beneficiarii noștri deja sunt obișnuiți, ne aflăm în ultimul an de tranziție al vechiului PAC. În 2023 vom intra într-un nou PAC, vor fi noi scheme de plată. Dar anual, în perioada 1 martie 15 mai, se depun la sediul centrelor județene și centrele locale, după caz. La centre județene depun fermierii care dețin și exploatează suprafețe mai mari de 50 de hectare, iar fermierii mici sunt arondați celor 8 centre locale pe care le avem în județul nostru. Și aceștia depun, spuneam, în perioada 1 martie 15 mai, aceste cereri unice de plată. Cererea unică de plată, spunem, pentru că ea cuprinde atât ajutorul în sectorul vegetal, cât și în sectorul zootehnic. După depunerea cererilor de la 15 mai, urmează o perioadă de depunere cu penalități, e de maxim 25 de zile calendaristice, după care cererile mai pot fi depuse, dar ele nu sunt finanțate. După data de 9 sau 10 iunie, până data de 1 iulie, derulăm o campanie de control administrativ, când sunt corectate eventualele erori care se pot înregistra la depunerea cererilor. La erori mă refer în mod special la suprapuneri, când unul sau mai mulți fermieri solicită la plată aceeași suprafață.
atunci colegii mei trebuie să verifice, notifică acești fermieri și să aducă clarificări, să vedem care dintre ei utilizează în mod normal respectiva suprafață de teren. După etapa de control administrativ, urmează o etapă la fel de importantă, cea de control pe teren. Controlul pe teren se desfășoară în două moduri. Este un control clasic pe teren, când doi inspectori din cadrul unui serviciu specializat se deplasează la fața locului, la sediul exploatației și verifică dacă solicitantul, beneficiarul nostru, ce a declarat în cerere corespunde cu realitatea din teren. Din acte, da. Da, dacă suprafața este cea declarată, dacă culturile sunt cele declarate. Și mai avem un al doilea control care se face pe bază de fotogrametrie, se numește control prin teledetecție. Când o anumită zonă este supusă unui control, această zonă este fotografiată pe parcursul anului, imaginele sunt transmisie solicitate de la un departament specializat în cadrul Comisiei Europene. Sunt cel puțin trei tipuri de imagini, în care una din luna august. De ce luna august? Pentru că este luna în care majoritatea culturilor se află în teren. Se preiau aceste imagini, se transmit baza de date către prestatorul de serviciu, care compară rezultatele din imaginele satelitare cu cele declarate de către fermier în cererea de sprijin. Se transmit rezultatele către centrele județene, acolo unde apar neconformități. Fermierul este notificat și se desfășoară o campanie de follow-up în care se aduc clarificări. Se pot întâmpla situații în care, din diverse motive, a cultivat o altă plantă de față de care a solicitat-o în cerere. Documente. Da? Aceste clarificări sunt retransmise către prestatorul de servicii și urmează rezultatele finale. Atât raportul de control clasic, cât și raportul de control prin teledetecții poate produce efecte. Dacă se găsesc neconformități, atunci fermierii sunt penalizați. Dacă îmi permiteți, un pic să vă întrerup exact la acest punct de penalizări. Care sunt penalizările în primă instanță? Sunt de manieră economică, adică financiar vorbind? Da, numai financiar. Care este intervalul acestor penalizări? De la ce sumă pleacă până la ce sumă poate ajunge? Procentul de 3% dintre suprafața declarată și suprafața confirmată, dacă este mai mare, atunci se aplică penalizări. Sau limita de 2 hectare. Dacă ne referim la ferme mari, 3% ar însemna o suprafață mare de teren. Deci pentru fermierii mici ar fi minim, maxim 3%, pentru fermierii mari maxim 2 hectare. Peste aceste valori se aplică penalități. Dacă procentul de supra-declarare, adică raportul dintre suprafața declarată și cea confirmată depășește 20%, atunci fermierul este exclus la plată pentru schema respectivă, uh-huh, pentru anul în curs. Nu înțeles. Câți bani s-au dat pentru fermieri în acest an? Sau cum a fost această procedură de ajutorare? Trebuie să urmăm calendarul ca să putem explica. De ce spun asta? Pentru că noi oferim o plată în avans, este o derogare față de programul obișnuit de plată. Se finalizează controlul pe teren la data de 30 septembrie, începând cu data de 16 octombrie, încă din anul 2009 și până în prezent. România, ca stat membru, a solicitat și a obținut o derogare pentru a efectua plăți în avans. Plăți în avans din cele două fonduri pe care le derulăm, din Fondul European de Garantare în Agricultură, FEGA, care a fost stabilit în valoare de 70%, și din Fondul European de Dezvoltare Rurală s-au efectuat plăți în avans de 85%. La această dată, de 29 noiembrie, la nivelul județului nostru au fost autorizați aproximativ 15.900 de fermieri, o valoare totală a plăților ce depășește 32,6 milioane de euro. Iar la nivel național, dacă facem o raportare la nivel național, suma a depășit 1,24 miliarde de euro, numărul fermierilor fiind de aproximativ 695 de mii. Deci a fost un efort consistent, dar cu ajutorul colegilor, un efort comun, am reușit să obținem aceste rezultate anuale.
să oferim acești bani absolut necesari fermierilor în această perioadă, când ei au desfășurat o campanie de înființare a culturilor de toamnă. Îmi spuneați înainte să intrăm cu telespectatorii noștri faptul că nu este vorba de numărul de beneficiari, ci mi-explicați că ceea ce contează este suprafața. Așa este. Unitatea de suprafață este cea importantă pentru că plata se face pe hectar, pe suprafață și nu pe numărul de beneficiari. Și vă spuneam înainte de a intra în direct că primul an de cerere, anul 2007, la nivelul județului nostru, s-au înregistrat un număr de peste 41.500 de solicitări la plată de cereri. Aceștia solicitau la plată o suprafață ce totaliza aproximativ 244.000 de hectare. În anul de cerere 2021 am ajuns la numai 17.900 de cereri, dar cu o suprafață solicitată la plată ce depășește 286.000 de hectare. Deci un plus de peste 42.000 de hectare sunt plătite, deci sunt sume în care intră în plus față de, în județul nostru față de primul an de cerere. Mai mult decât atât, aceste suprafețe au migrat de la fermieri mici, fermieri care practică o agricultură de subsistență, care practicau o agricultură de subsistență, către societăți agricole, către asociații care practică o agricultură modernă, care aduc un plus valoare agriculturii ieșene. A fost un an destul de dificil pentru fermieri, având în vedere faptul că, bineînțeles, această secetă care a bătut în ușile lor, să spunem, plus prețul care a crescut la carburant. Cu ce alte probleme v-ați mai confruntat? Într-adevăr, am parcurs un an agricol foarte dificil, cu un deficit hidric accentuat. Fermierii au înregistrat pierderi importante de producție. Pentru a veni în sprijinul acestora, s-au constituit prin ordine al prefectului la nivelul fiecărui județ, vorbim de județul Iași, o comisie care s-a deplasat în teren la solicitarea fermierilor, cei care au depus cereri și au făcut o evaluare a pagubelor produse de către acest fenomen numit secetă. Această acțiune a fost derulată de către coordonate, către Direcția Agricolă. Noi, APE, am participat printr-un reprezentant. Comisia a fost formată din 3 persoane, un reprezentant local de la OAT-ul respectiv, reprezentantul Direcției Agricolă și reprezentantul APE, care au stabilit gradul de calamitate și funcție de procentul stabilit se vor asigura despăgubiri. Știu că imediat urmează să se asigure, să se facă plata despăgubirilor pentru culturile ființate în toamna anului 2021, dar, repet, această activitate este în curtea Direcției Agricole, dânsii o gestionează, v-ar putea spune mai mult. Am înțeles, deci practic dumneavoastră doar ați participat ca și colegii având un reprezentant în acest proces. Corect. Sunt preconizate noutăți pentru fermieri în anul 2023? Anul 2023 vom începe un nou pac. Modificări importante nu sunt. Condițiile de eligibilitate vor fi aceleași. Va trebui să exploateze o suprafață de teren de minim un hectar. Această suprafață de teren trebuie să fie compusă din minim 0,3 hectare pentru parcelele terenului arabil, pășuni și fânețe și 0,1 în cadrul livezilor, viilor și pepinierilor vitii pomicole. Noutățile noi le vom aduce la cunoștință fermierilor în lunile ianuarie și februarie, când în fiecare an desfășurăm campanii de informare la nivel de fiecare OATE, unde colegii mei se vor întâlni cu beneficiare și le vor aduce la cunoștință toate modificările pe care trebuie să le cunoască înainte de a depune cererea unică de la data de 1 martie. Din experiența dumneavoastră și mai mult decât atât, faptul că ați luat contact poate direct sau indirect cu problemele fermierilor și tot ceea ce înseamnă agricultura ieșeană, se va implica statul mai mult în sprijinirea acestora sau ar trebui să se implice mai mult? Noi suntem într-o politică agricolă comună. Statul, orice mod de sprijin pe care îl dorește să-l acorde, mai întâi trebuie să ceară acordul Comisiei pentru a asigura acest sprijin financiar. Sprijinul financiar, zic eu că s-a fost destul de
mare în toți anii aceștia, adică din anul 2017 până în prezent. APIA a fost mereu alături de fermieri, a sprijinit fermierii, a plătit la timp formele de sprijin care au fost stabilite, astfel încât spuneam în multe alte emisiuni că poate activitatea noastră nu este una spectaculoasă, dar este una extrem de benefică, care are un impact major asupra dezvoltării activității fermierilor. Aș discuta cu dumneavoastră un subpunct, ca o notă de subsol, să spunem așa. Foarte mulți fermieri au precizat faptul că statul, da, nu ține de APIA, dar statul în general, poate ar trebui să investească mai mult în sistemul de irigații pentru a putea face față astfel de situații de secetă, pentru ca la rândul lor fermierii să nu mai ajungă să-și piardă recoltele sau într-un impas al activităților. Sigur că da, Ministerul Agriculturii a încercat și în anii trecuți și în anul acesta o reabilitare a tuturor sistemelor de irigații. S-a reușit parțial și se continuă aceste eforturi susținute pentru a readuce în circuit aceste suprafețe, să avem cât mai o suprafață de teren cât mai mare irigată, pentru a nu mai sta la mâna naturii și a precipitațiilor. Într-adevăr. Bineînțeles că și pandemia a fost o perioadă care a afectat toate domeniile de activitate. Nu putem omite și cel al agriculturii. La cât s-au ridicat, să spunem așa, ajutoarele în perioada pandemiei, cele pe care le-au primit fermierii? Ajutoare oferite ca și cauză pandemiei. Da, exact. Nu am dat datele la mine ca să vă spun exact. Aproximativ au fost, au fost date câteva ajutoare speciale pentru combaterea efectului, dar nu am o situație să nu vorbesc cifre înțelegem. Pe care nu le... Cifrele mai puține interesează, da. Să spunem, dar aceste ajutoare, că ați spus de niște cazuri mai speciale, în ce au constat, adică ce au vizat? Dacă ne putem reaminti așa ușor. Au vizat diverse sectoare. Sectorul viticol, statul român a intervenit în acest sector, în sectorul zootehnic. Au fost intervenții punctuale care să ajute să depășească aceste efecte negative ale pandemiei pe care am trecut-o cu toții. Într-adevăr. Și legat de aceste controle de care discutasem anterior, cum au decurs în acest an? Mai mult decât atât, știm că agenția din care faceți parte, pe care o coordonați împreună cu colegii dumneavoastră, efectuează și controle în cazul incendiilor de vegetație. Da, ne-am confruntat într-adevăr în primăvară, în prima parte a anului, cu un număr mare de incendii de vegetații. Ne-am deplasat la fața locului, la fiecare punct în care s-au manifestat aceste incendii. Rolul nostru este să constatăm dacă pe respectivele suprafețe de teren sunt solicitate la plată. Și în cazul în care sunt solicitate la plată, se aplică sancțiuni de nerespectare a ecocondiționalității. Domnule director, îmi spuneați... Înainte să le transmitem și telespectatorilor noștri aceste informații destul de importante, pentru că sunt ferm convinsă că în mințile multora apar astfel de dileme, mai ales că este un sector care, la urma urmei, vorba românului, pune pâinea pe masă, să spunem așa, cel al agriculturii. Îmi spuneați de două campanii, respectiv o campanie numită Plăți în avans și o campanie Plăți regulare. Da, ce ar trebui să știe oamenii despre acestea? Este un sector foarte important, sectorul agricol pentru zona de nord-est al țării și nu numai. Spuneam de cele două campanii, pentru că desfășurăm o campanie suplimentară, această campanie în avans, tocmai pentru a veni în sprijinul fermierilor de a primi bani mai repede decât data la care este planificată. Că perioada de plată, vă spuneam, este cuprinsă între 1 decembrie anului de cerere, anului în curs, 30 iunie anul următor. Dar pentru a veni în ajutorul fermierilor, pentru a înființa culturile de toamnă, am cerut încă din anul 2009 și am obținut acordul Comisiei Europene de a acorda o plată în avans și o plată consistentă de 70% din valoarea plăților din Fondul European de Garantare și de 85% din cele de dezvoltare rurală. Și după cum spuneam, în județul Iași s-au făcut plăți de peste 32,6 milioane de euro într-un timp relativ scurt, de o lună și câteva zile, până într-o lună jumătate. Iar la nivel național, banii absorbiți au fost de peste 1,24 miliarde de euro. Au ajuns în conturile a 695 de fermieri acești bani, care cu siguranță au fost întrebuințați pentru înființarea noii campanii agricole.
Înțelegem. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut posibilă interacțiunea noastră în această seară. Mai mult decât atât, sunt ferm convinsă că cei care ne urmăresc și-au luat câteva notițe, dacă nu chiar vor intra să vadă mai multe detalii despre ceea ce ne-ați povestit în această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și așteptăm fermierii să le oferim informații detaliate la sediile noastre, la centre locale, centre județene, fiecare pentru schemele pe care îi interesează în mod deosebit. Mulțumim! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!